ziua! Eu sunt Adriana Neagu, profesor de Limba și Literatura Română la Școala Gimnazială Europa din Târgu Mureș. Lecția de astăzi vizează exprimarea ordinii prin numărare și anume numeralul ordinal și numeralul cardinal. Înainte să începem această lecție, vreau să vă adresez câteva întrebări importante. Știi să identifici numeralele și felul acestora? Ai putea să deosebești numeralele cardinale de cele ordinale? Știi să identifici și să folosești corect numeralele cardinale simple și cele compuse? Eu spun să ascultați cu atenție dialogul următor. Alex, da, alo, Ana, salut Alex, sunt Ana, ești bine? Alex, da, sunt bine, mulțumesc, tu? Ana, te sun pentru că avem întâlnire în fața bibliotecii pentru a venea vedea un nou apartament. Îți amintești? Alex, da, nu, ah, da, așa este. Astăzi este 3 iunie. La ce oră trebuie să ne vedem? La ora 4 fără 15 minute. Am uitat, am notat. Unde trebuie să vin? Pe strada Republicii numărul 77, acolo este biblioteca. Eu locuiesc foarte aproape, în blocul cu numărul 2. Te rog notează numărul de mobil al firmei de taxi. 0759 Am înțeles, voi fi acolo pe curând. Iar acum, folosind dicționarul explicativ al limbii române, stabilește sensul din text al următoarelor cuvinte. Sfert, mobil, apartament, firmă. Sfert înseamnă a patra parte dintr-un întreg. Mobil, telefon portabil, apartament, grup de încăperi într-o clădire care formează o unitate și servește ca locuință. Firmă, termen generic pentru unități de afaceri. Iar acum, vă propun un joc al cuvintelor, integrează cuvintele noi în enunțuri de cel puțin 5 cuvinte. Patru enunțuri noi, patru posibile pre enunțuri noi sunt Eu am cumpărat un sfert de pâine. De ziua mea am primit un telefon mobil. Apartamentul meu este la etajul 4. Andrei și-a deschis o firmă de construcții. Mai departe, transcrie din articolul de dicționar sensul pe care îl are în text cuvântul subliniat. Te sunt pentru că avem, o, avem întâlnire în fața bibliotecii pentru a vedea un nou apartament. Bibliotecă înseamnă dulap sau mobilă specială cu rafturi pentru păstrarea cărților, sau încăpere, sală în care se păstrează și se citesc cărțile, colecție de cărți periodice, foi volante, imprimante. Instituție de cultură care colecționează cărți periodice spre a le pune în mod organizat la dispoziția cititorilor. Al patrulea sens, colecția de cărți tipărite de o editură care prezintă un caracter unitar din punct de vedere grafic și tematic și 5. Colecție centralizată de programe sau componente ale acestora, stocată și organizată în scopul facilitării activității de programare. Sensul cuvântului bibliotecă din textul dat este instituție de cultură care colecționează cărți periodice spre a le pune în mod organizat la dispoziția cititorilor. Iar acum, pentru a înțelege mai bine textul citat, stabiliți pe baza textului dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false. Ana și Alex se întâlnesc la cea mai apropiată stație de metrou. Alex este cel care îi telefonează Anei pentru a-i reaminti de întâlnire. Biblioteca se află pe strada Republicii numărul 77. Ana locuiește departe de locul întâlnirii. Alex și Ana se întâlnesc la cea mai apropiată stație de metrou, afirmația este falsă. Alex este cel care îi telefonează Anei pentru a-i reaminti de întâlnire, afirmația este falsă. Biblioteca se află pe strada Republicii numărul 77, afirmația este adevărată. Ana locuiește departe de locul întâlnirii, afirmația este falsă. Iar acum privește textul din nou. Indică cuvintele care exprimă numere. Da, alo, sunt Alex, sunt Ana, ești bine? Da, sunt bine, mulțumesc tu. Te sun pentru că avem întâlnire în fața bibliotecii pentru a vedea un nou apartament. Îți amintești? Da, nu. Ah, da, așa este. Astăzi este 3 iunie, la ce oră trebuie să ne vedem? La ora 4, fără 15 minute, am notat unde trebuie să vin. Pe Strada Republicii, numărul 77. Acolo este biblioteca. Eu locuiesc foarte aproape, în blocul cu numărul 2. Te rog, notează numărul de mobil al firmei de taxi. 0759-333793. Am înțeles, voi fi acolo pe curând. Cuvintele care indică numere din textul citat sunt 3, 4, 15, 77, 2, 0759, 333, 793. Dovedește înțelegerea textului selectând răspunsurile corecte. Unde trebuie să se întâlnească Alexiana? La școală sau pe strada Republicii? Care este motivul întâlnirilor? Vor merge împreună la medic? Vor vedea împreună un apartament? Ana și Alex uh, trebuie să se întâlnească pe strada Republicii, iar motivul întâlnirilor este uh, că ei vor vedea împreună un apartament. La ce oră se vor întâlni cei doi? 1545, 45, 16, 16, 45, sau 15, 30. Cei doi se vor întâlni la 15 și 45 de minute. Astfel, numeralele cardinale exprimă numărul, cantitatea. După formă, acestea pot fi simple și, spre exemplu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acestea -algătuite, sunt alcătuite dintr-un termen, iar numeralele cardinale compuse, de exemplu 11, 132, acestea sunt alcătuite din mai mulți termeni. Amintește-ți că numeralele cardinale de la 1 la 19 au valoare adjectivală dacă determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen și caz. Trei elevi sunt acum în clasă, numeralul 3 are valoare adjectivală. Dacă se pot înlocui cu un substantiv, numeralele cardinale au valoare substantivală, de exemplu, Doi merg în fața blocului. I-a urmărit pe cei doi. Celor doi le zice toate secretele. Exercițiul următor. Imaginează-ți că trebuie să completezi un document bancar pentru a extrage o sumă de bani. Trece în litere următoarele sume. Sumele date sunt 50.000 de, de lei. 627 de lei, 12 lei, 32 de lei. Iar acum să rețineți că forma numeralului cardinal nu este dată de categoria genului. Iar majoritatea numeralelor cardinale nu își schimbă forma în funcție de gen, de exemplu: 3 băieți, 3 fete, 40 de căței, 40 de pisici. Iar ca observație, numeralele de la 20 și mai departe se leagă de substantiv cu ajutorul prepoziției de 100 de pomi, 100 de fire de flori. De asemenea, să rețineți că numeralele 1, 1, 1, O, 2, 2 și compusele acestora, 12, 12, 22, 21 variază în funcție de gen. Nu sunt doi copii, ci numai unul. Două flori au înflorit, una albă și una roșie. Un elev, o elevă, doi băieți, două fete. 31 de motan, 31 de pisici, 101 lei, 101 lire, 2012 ani, 2012 zile. Mai departe, vă propun să priviți cu atenție ceasurile și să notați ora în fiecare în cifre și în litere. Primul ceas ne indică ora 3 fix sau 15 fix. Al doilea ceas ne indică ora 11 și 54 de minute sau 12 fără 6 minute. Iar al treilea ceas arată ora 11 și 5 minute sau 23 și 5 minute. Formularea și exprimarea orei. Este corectă utilizarea genului masculin singular pentru numeralele 1, 11, 21. Feminin plural pentru ora 2, 12, 22. Iar acum, priviți cu atenție aceste imagini și completați enunțurile utilizând numeralele cardinale. Sâmbătă a fost ziua Anei. Ea a împlinit puncte-puncte ani. Ana a invitat la petrecere puncte-puncte prieteni. Pentru că adoră florile, i-am cumpărat puncte-puncte lalele. Am aflat că Anei îi plac pisicile, ea are acasă puncte puncte pisici. Sâmbătă a fost ziua Anei, ea a împlinit 5 ani. Ana a invitat la petrecere șapte prieteni. Pentru că adoră florile, i-am cumpărat șapte lalele. Am aflat că Anei îi plac pisicile, ea are acasă două pisici. Iar acum vă propun un exercițiu de imaginație. Urmărește un concurs inedit dat între jucării. Notează ordinea sosirii participanților la linia de final. Cuvintele primul, al doilea, a treia, ultima arată ordinea prin numărare. Ele se numesc numerale ordinale. La fel ca și numeralele cardinale, numeralele ordinale au două forme. Pot fi simple, alcătuite dintr-un termen, primul, prima, întâiul, întâia, sau compuse, alcătuite din mai mulți termeni, alt plus numeral cardinal plus lia, de exemplu al zecelea, sau a plus numeral cardinal plus a a zecea. De asemenea, este important să țineți minte că și numeralele ordinale au valoare adjectivală dacă determină un substantiv și se acordă cu acesta. De exemplu, ea a pierdut al doilea meci. Al doilea determină substantivul meci cu care se acordă în gen și număr. Înlocuind numeralele ordinale cu substantive potrivite, vei demonstra valoarea substantivală al numeralelor. Al doilea ajunge în marea finală, pe al treilea îl premiază, traseul celor trei a fost greu. Al doilea ajunge în marea finală, concurentul, pe al treilea îl premiază pe concurent, traseul celor trei a fost greu concurenților. Iar acum subliniază forma corectă a numeralelor din enunțurile următoare. În fiecare an suntem liberi de 1 decembrie sau 1 decembrie. Vor merge la școală doar cei din clasa a 12 -a sau a 12-a. A 5 -a sau a 50-a pâine nu a mai încăput. Al 10-lea sau al 10-lea tren era plin de călători. Întâi sau întâi copii au ajuns la linia de final, al 18-lea sau al 18-lea copil a plecat mai devreme. Varianta corectă a numeralelor date este în fiecare an suntem liberi de 1 decembrie, vor merge la școală doar cei din clasa A 12, a 50 -a pâine nu a mai încăput. Al zecelea tren era plin de călători. Întâi copii au ajuns la linia de final, al 18-lea copil a plecat mai devreme. Reține, numeralul ordinal se poate exprima și prin cifre romane, are forme distincte în funcție de gen feminin și masculin. Iar acum privește cu atenție tabelul. În partea stângă avem simbolurile corespunzătoare numeralelor din dreapta. Este bine de știut că scrierea se face de la stânga la dreapta. Simbolurile I, X, C pot fi consecutive de maximum 3 ori, iar V, L și D doar o dată. Orice semn pus la dreapta altuia. De valoare mai mare sau egală cu el se adună. De exemplu, Vi este egal 5 plus 1 egal 6. XX reprezintă 10 plus 10, x1, 1, 1, 12. Dacă un simbol mic se află în fața unui simbol mare, atunci cel mic se scade din cel mare. În acest caz, în fața unui simbol mare se poate afla doar un singur simbol cu valoare mai mică. De exemplu, 10 minus 1 egal 9, XCII, -I, 100 minus 10 plus 2 egal 92. Cel mai simplu mod de a scrie cifre romane poate fi, fi prin divizarea numărului în mii, sute și zeci uh, unități. Exemplu, numărul 1988 minus 1000 egal M, 900 egal CM, 80 LXXX, 8 VII și rezultă acel număr. Mai departe, indică din textul de mai jos un numeral ordinal la genul masculin și unul feminin. Unul la genul feminin. Norbi găsise primul inelul și rămăsese în urmă. Ana și sora lui erau acum primele. Mergeau vesele înaintea celor doi. Numeralele sunt primul pentru genul masculin și primele pentru genul feminin. Iar acum voi trebuie să construiți enunțuri utilizând numeralele următoare a douăsprezecea, al doilea, al treilea și a doua. A douăsprezecea, sora mea este în clasa a douăsprezecea, al doilea, el a primit premiul al doilea, al treilea, al treilea este fratele meu, a doua, aceasta este a doua mașină. Înainte de a pleca la întâlnire, Alex îi lasă mamei sale un bilet. Fiind foarte grăbit, Alex a făcut greșeli. Le poți identifica? Am plecat să mă întâlnesc cu Ana la bibliotecă. Mă cheamă pentru a doua oară cu ea. Ea caută un apartament pentru fratele lui. S-ar putea să dureze mult căutarea. De la ora 18 am antrenament la sala de sport. Să nu mă așteptați la cină. Biletul lui Alex, uh, cu corectat, este, am plecat să mă întâlnesc cu Ana la bibliotecă. Mă cheamă pentru a doua oară cu ea. Ea caută un apartament pentru fratele ei. S-ar putea să dureze mult căutarea. De la ora 18 am antrenament la sala de sport. Să nu mă așteptați la cină. Felicitări, ai ajuns la final și te-ai descurcat grozav. Acest material a fost realizat de doamna profesor Veronica Șandor de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o altă oră de limba română. O zi frumoasă, la revedere!